Peste 700 de schelete umane au fost găsite îngropate în spatele cantinei din complexul studențesc Titus Maiorescu din Iași, deoarece osemintele erau însoțite de plăcuțe cu înscrisuri militare. Cazul a fost preluat de parchetul militar. În urmă cu mai bine de 10 ani, în același perimetru au fost identificate peste 1000 de schelete ale unor soldați germani uciși în cel de-al doilea război mondial. Osemintele au fost așezate în parcela soldaților germani de la cimitirul Eternitatea din Iași. Au fost descoperite aproximativ 700 de astfel de schelete și s-a extins perimetrul de unde erau 3-4 gropi comune, acum sunt 6-7. Parchetul militar, dat fiindcă s-au găsit niște tablițe, niște înscrisuri, precum că cei care erau și militari, parchetului militar a revenit competența și supraveghează săpăturile acelea, descărcarea arheologică, asistat efectuarea lucrărilor. Da, sigur, noi nu putem să ne opunem și nici nu e normal. M-au asigurat că nu ne vor întârzia și când vor finaliza de dezgropat acolo toate osemintele, scheletele acelea, le vor inventaria și vor încerca să stabilească și cauza deceselor.